Astăzi a fost semnat contractul pentru servicii de proiectare a lucrărilor de restaurare a obeliscului Culei din grădina Copou. Proiectarea pentru faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție va fi făcută până la mijlocul lunii octombrie în cadrul unui contract în valoare de 30.000 de lei. Expertiza tehnică a monumentului construit între anii 1834 și 1841 a fost făcută în anul 2018. Proiectul face parte dintr-o investiție amplă în valoare de 26,2 milioane de lei, care presupune reabilitarea aleilor, conservarea teiului lui Eminescu, reconstrucția foișorului Fanfarei, reorganizarea compoziției obiectelor de artă și restaurarea acestora, reabilitarea aleii Junii Miștilor, dotarea cu mobilier urban adecvat, înființarea unui teatru de vară în zona Casei de Cultură Mihai Ursachii.